Înainte de a citi un cuvânt din Sfânta Scriptură, aș vrea să vă chem la rugăciune, iar în rugăciunea noastră să rugăm pe Dumnezeu pentru că suntem conștienți că harul reprezintă mâna lui Dumnezeu, mâna de a veni cu binecuvântare. Mâna lui Dumnezeu reprezintă harul lui Dumnezeu, iar mâna noastră reprezintă credința care avem în Domnul Dumnezeu. Așa că mâna noastră în mâna lui Dumnezeu, credința noastră în harul lui Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta biserica Lui. De aceea vă chem la rugăciune și în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu: Doamne, binecuvintează adunarea Ta. Dumnezeu este Cel care vrea să-ți oferă binecuvântare. Fără întinderea mâinii Tale, Tu nu poți beneficia doar de harul la nivel de trecut. Dacă vrei la nivel de prezent, întinde-ți mâna Ta spre Dumnezeu, care înseamnă un act de credință, ca Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Vă chem la rugăciune să ne rugăm împreună. În numele Tău, Doamne, ajută-ne Tu! Mulțumim, Doamne. Amin. Aș vrea să deschidem Sfintele Scripturi și să citim de la 1 Corinteni, capitolul 11. Aș vrea să citim de la versetul 23. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul și ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru că să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Amin, vă rog să vă reașezați.
În primul rând, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi, pentru această sărbătoare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare frate și soră în parte, pentru fiecare care sunt în această dimineață, frați și prieteni care ne vizitează și sunt împreună cu noi. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze și cu toată inima să spunem amin. Suntem la unul din cele mai importante evenimente, actul Cina Domnului. Unul care s-a dat cea mai mare bătălie pe un act care înseamnă noul legământ. Majoritatea suntem conștienți că în Vechiul Testament niciunul din poporul evreu nu avea dreptul să-L numească pe Dumnezeu Tată. Erau milioane de evrei și totuși Dumnezeu pentru ei s-a revelat prin sfințire. Și spune Biblia, când se apropiau de Dumnezeu, veneau cu frică și cu cutremur. Niciun om în Vechiul Testament nu l-a numit pe Dumnezeu Tată. Domnul Hristos, prin rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, ne învață să-L numim pe Dumnezeu ca Tată și ca Dumnezeu. Chemarea fiecăruia, nu toți, nu oricine are dreptul de a-L numi pe Dumnezeu Tată. Și faptul că ai dreptul să-L numești pe Dumnezeu ca Tată, este că Dumnezeu în această dimineață, pentru prima dată în Biblie, este remarcat faptul că în Luca 15 cu 20 Dumnezeu aleargă. Și Dumnezeu aleargă spre tine. Dumnezeu aleargă spre noi. Este pentru prima dată în Biblie când Dumnezeu aleargă ca Tată. În ciuda faptului că am avut o săptămână mai grea sau am avut eșecuri sau căderi, Dumnezeu care aleargă, El aleargă pentru cei care caută pe cei păcătoși care vor să se pocăiască. Dacă tu nu vrei să te pocăiești în această dimineață, Dumnezeu nu va alerga spre tine și nu vei experimenta puterea Lui de Tată. Un Tată care spune Biblia că hrănește păsările cerului, un Tată care spune Biblia că îmbracă florile, Dumnezeu ne va purta de grijă. Lăuda să fie Domnul! Și în această dimineață, Dumnezeu din cer vrea, într-un mod personal, să dezvoltăm și să avem relație sfântă cu Dumnezeu și toată biserica, să spunem, amin. Suntem la actul acesta și ori de câte ori am celebrat, mărturisesc că am sărbătorit sărbătoarea aceasta cu lacrimi. Sărbătoarea aceasta este numită, evenimentul de astăzi, un eveniment al mulțumirii. Spune Biblia că a luat paharul, a luat pâinea și spune Biblia a mulțumit. Este o masă în care Dumnezeu ne cheamă să privim masa mulțumirii, pentru că în Biblie există, cu alte cuvinte, două pahare. Paharul mâniei lui Dumnezeu, nu l-ai băut tu sau eu sau biserica. Paharul mâniei lui Dumnezeu l-a luat Iisus Hristos. Și noi în această dimineață, la masa mulțumirii, avem paharul binecuvântării. Nu ești la masa mâniei. Spune Biblia că în aceste momente când noi nu-L aveam pe Dumnezeu ca Tată, Dumnezeu care nu era prieten cu noi, spune Biblia că prin Hristos avem pace cu Dumnezeu, adică paharul mâniei l-a luat Hristos să ne dea paharul binecuvântării. Lăudat să fie Domnul! Biblia arată că noaptea, cea mai grea noapte din istorie, din univers, relatată biblică,
În acea noapte grea, Domnul, ai avut iubire. Ce gânduri, ce inimă, ce atitudine. Inima Mântuitorului era plină de iubire. Când era plină de iubire? Când unul l-a vândut, unul din ucenici l-a vândut pe Hristos, unul din ucenici s-a lepădat de Hristos, toți ceilalți l-au părăsit pe Hristos. Și în acea noapte plină de iubire, spune Biblia, în noaptea în care Domnul a fost vândut, s-a îndreptat cu iubire spre tine, lăudat să fie Domnul. Ce iubire, ce momente, ce noapte în care Domnul în acele momente își îndreaptă inima spre noi. Mă rog Domnului Dumnezeu din cer să pună în inima noastră dragoste pentru Dumnezeu și biserica să spunem amin. În momentele cele mai grele, în noaptea cu cele mai mari evenimente, în noaptea când sudoarea în istorie rămâne unică, în noaptea cea mai grea când sudoarea s-a transformat în niște picături, ca niște picături mari de sânge, El, spune Biblia, te-a așezat în nou legământ. Să-L numești pe Dumnezeu Tată și să-L ai pe Hristos ca frate. Dumnezeu din cer să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. Și în acele împrejurări, Biblia continuă prin evenimentul actul cinei și spune Biblia că omul lui Dumnezeu Pavel, fapte 20 cu versetul 7, era conștient, sabatul este ziua evreilor. El schimbă omul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, actul cinei în cea din tâia zi a săptămânii. Ce reprezintă? Ziua din tâia săptămânii, duminica, reprezenta ziua învierii. Ce celebrăm noi astăzi? Moartea, dar și învierea lui Hristos. În ziua din tâia săptămânii este ziua bisericii, biserica primară. Și Biblia arată prin evenimentul acesta că în acele momente era declarată ziua Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. Oare de ce a schimbat Pavel? De ce n-a rămas în ziua de sabat? Ca să celebrăm și să ne bucurăm și să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să privești dincolo de moarte puterea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. În această dimineață sunt trei gânduri pe care vreau să le aduc bisericii. Ce se întâmplă sau care este experiența ta la actul cinei? Ce experiență trebuie să avem? Majoritatea am venit la biserică, am celebrat de fiecare dată și ne-am bucurat de fiecare dată. Și chemarea tuturora este să privim la evenimentul acestei sărbători în care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Sunt trei lucruri care Dumnezeu vrea să le facă în dreptul nostru. Primul lucru care Dumnezeu ar vrea să lucreze în ființa noastră, în primul rând, este de a ne elibera de indecizie. În ultima perioadă avem această durere de a fi într-o stare de indecizie, a fi nehotărâți. Domnul n-a avut îndoială când s-a jertfit pentru noi. N-a fost nehotărât, ci a venit chiar cu scopul acesta pentru mântuirea noastră. Și majoritatea nu realizăm ce pierde prin faptul că devenim exact în cel mai important lucru, în voia lui Dumnezeu, nehotărâți. În toate suntem hotărâți. În multe suntem ambițioși. Dar când este voia și când este chemarea la voia lui Dumnezeu, suntem indecisi. Avem o stare de nehotărâre. Și Dumnezeu din cer ne cheamă
să punem accent pe relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să fie proiectat un verset, Proverbe capitolul 16, versetul 9. Să observați ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Când ne îndreaptă Dumnezeu pașii? Nu când ești într-un moment de indecizie, nehotărât, nestatornic, ci în momentul când ai în inima ta o dorință să împlinești voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va îndrepta pașii. Dumnezeu ne va călăuzi, ne va ajuta și atunci se leagă relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu va rega o relație cu un om nehotărât să vin la biserică sau să nu vin. Să stau în post sau să nu stau în post. Să fac o faptă sau să nu fac o faptă. Să mă implic în lucrare? Lasă că Dumnezeu are pe alții. Și ori de câte ori este nivelul de chemare, noi suntem indeciși. Când e vorba de Dumnezeu, suntem cei mai nehotărâți. Pentru că aici se pune accentul pe legarea relației noastre cu Dumnezeu prin pocăință. Și atunci se vede atitudinea în care apare într-un context negativ în a căuta altceva decât voia lui Dumnezeu. Biblia arată în biserica primară, primul păcat în biserica primară, aș vrea să meditați puțin, primul păcat în biserica primară făcut de Anania și Safira, majoritatea tindem să credem că a fost minciuna. Dar Biblia nu arată că a fost minciuna, pentru că Anania și Safira n-au rostit niciun cuvânt. Primul păcat în biserica primară a vrut să arate și ei că sunt dedicați lui Dumnezeu. Primul păcat este o impresie falsă. Primul păcat în biserica primară era impresia falsă. Adică dacă dădea toți banii, nu era niciun păcat. Dacă nu dădea niciun ban, nu era niciun păcat. Dacă nu dădea niciun ban, chiar nu era niciun păcat. Sau jumătate din avere, nu era niciun păcat. Nu problema banilor era păcatul. Biserica primară avea o problemă în care arată că au vrut să aibă o impresie falsă. Aceasta te face doar indecizia. Să mă implic sau să nu mă implic? Și primul păcat apare prin această atitudine în care biserica primară, când era în apogeul ei, care era o inimă și un suflet, vine păcatul prin Anania, prin forma ei de impresie falsă. Nu uitați, fariseii încă mai au rădăcini. Și mai există și astăzi fariseismul. Impresiile false. Aș vrea să mai vedem un verset. Ioan capitolul 12, versetul 43. Suntem sub ispita în care să căutăm să fim pe placul oamenilor. În loc să căutăm, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui, era Anania și Safira. Ce vor zice frații? Ce va zice biserica? Vor spune că nu suntem dedicați? Și-au ales la varianta în care se dă o impresie falsă prin păcatul, al doilea păcat care înseamnă minciuna. Prima dată au vrut să arată bine. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni hotărâți, ajunge să mai iubim slava oamenilor, să fim plăcut înaintea oamenilor prin forma ta de viață, să fim lăudați de oameni. Dumnezeu ne cheamă să fim oamenii care să lăudăm pe Dumnezeu și Dumnezeu să se laude cu noi. Lăudați să fie Domnul! Spune Biblia în Isaia 6:3 că serafimii strigau zi și noapte: Sfânt, Sfânt este Dumnezeu! Întrebarea retorică este: ce păcat aveau serafimii? N-aveau niciun păcat. Niciun păcat. Și strigau: Sfânt, Sfânt este Dumnezeu! Noi care avem păcate,
În loc să strigăm și să slăvim numele lui Dumnezeu, intrăm în ispita păcatului Anania și Safira, să căutăm să formăm impresii. Impresiile le fac oamenii nehotărâți. Un om devotat pentru Dumnezeu, se vede stabilitate, se vede dedicare, se vede dorința lui de a împlini voia lui Dumnezeu. Și atunci, pentru un om hotărât, când vei fi hotărât, Dumnezeu va lucra în dreptul tău. Aș mai vrea să privim un verset spre Biblia în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 2. Observați cum vine lupta. Împotriva lui Iosafat, spune Biblia, versetul 2, că era o mare mulțime, mulți vrășmași. Într-o altă exprimare, aș putea numi multe probleme, multe, multe probleme. Vine înaintea lui Dumnezeu și vede multe probleme. Până în acel moment, Iosafat n-avea nicio hotărâre, n-avea nicio direcție. Dar în momentul acela, când vine în casa lui Dumnezeu, când vine cu post și cu rugăciune, când vine cu dorința de pocăință, dintr-un om cu multe probleme, mulți vrășmași, chiar în același capitol, în versetul 24, spune Biblia că nu mai era niciunul, nicio problemă, niciun vrășmaș. Câte vreme vei fi nehotărât, vrășmașii tăi vor crește. Problemele tale vor crește. Dar când te vei decide, mă pocăiesc, mă apropii de Dumnezeu, voi iubi pocăința, din multe probleme, mulți vrășmași, spune Biblia că nu mai era niciunul. 2 Cronici 20 cu versetul 24. 2 Cronici 20 cu versetul 24. Observați cuvântul care are putere, cuvântul lui Dumnezeu. 2 Cronici 20 cu 24. Când a ajuns Iuda pe înălțime, de unde se zărește pustia, s-a uitat spre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ. Nimeni din vrășmași lui Iosafat nu scăpase. Din multe, nicio problemă. Când ne vom decide pentru Dumnezeu, Dumnezeu, când te va elibera de indecizie, oamenii hotărâți al lui Dumnezeu vor avea biruințe. De aceea mă rog Domnului Dumnezeu să binecuvinteze biserica și cu toată inima să spunem amin. Al doilea lucru în care putem să-l experimentăm la actul cinei, la momentul de astăzi, este eliberarea de regret. Cel mai chinuitor pentru un om este când trăiește din trecut. Să trăiești din trecut, îți poți risipi o parte din viața ta. Să ai regretul că ai avut eșecuri, că ai avut căderi, că ai greșit. Sunt mulți oameni care trăiesc în trecut și au cea mai chinuitoare viață, că trăiesc cu regrete. Știți că Biblia spune despre David, în momentul când nu numai că a pus pe Urie pe prima linie să fie ucis, nu numai că a păcătuit. David era un om păcătos, era un om care era o rușine, a ocărât în numele lui Dumnezeu și putea să rămână la nivelul de trecut, de regret. Îmi pare rău. Și să trăiască la nivel de trecut și să trăiască, retrăiască păcatul, înfrângerea, eșecul, rușinea. Dar spune Biblia că David s-a pocăit și a găsit soluția pentru regret, pocăința. Și prin pocăință scăpăm de regrete, de amar, de căderi, de trăiri, de dureri, de eșecuri. Spune Biblia în 1 Împărați, capitolul 15, versetul 5, chiar e menționată starea lui David. Și spune că David era un om al lui Dumnezeu în afară de păcatul cu Urie, cu Batșeba. Aș vrea să privim
1 Împărați, capitolul 15, versetul 5. Aș vrea să fim atenți. Căci David făcuse ce este plăcut. Observați accentul. Înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciunul din poruncile lui. În tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie, hetitul. Câte eșecuri avea David? Biblia menționează doar unul. Dacă vei trăi în regret, vei avea multe eșecuri. Eșecurile tale vor crește. Contul tău va fi plin de eșecuri. Viața ta va experimenta înfrângere. Dar David s-a gândit, în loc să plâng, în loc să privesc la eșecuri, la căderi, la probleme, vin cu pocăință. De ce am venit la cina Domnului? Iubită biserică, noi trebuie să venim cu pocăință. Amin? Spune Biblia că actul cinei este un act al vredniciei. Nu trebuie să... Spune Biblia, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu mă cercetez dacă ești copilul lui Dumnezeu sau dacă nu ești. Nu, aceasta e problema cinei. Să pui întrebarea, sunt copil de Dumnezeu sau nu sunt? Problema noastră la nivel de cină este problema la nivel de obiceiuri, la nivel de anumite stări și să scap de regret din trecut, să trăiești în prezent, să nu mai fii captiv în trecutul tău, în păcatul tău și să cazi de fiecare dată în același păcat. David n-a mai continuat în același păcat. N-a continuat să fie în următorii ani același păcat, ci David, spune Biblia, a fost plăcut în afară de păcatul cu Urie. Iubită biserică, frați și surori, dacă mai avem regrete, mă rog sângele Domnului Iisus Hristos să curățească întreaga biserică. Spune Biblia în Evrei 8 cu versetul 12, Dumnezeu nu-și va mai aduce aminte de păcatele tale. Nu pune accent pe trecutul tău. Dumnezeu nu-ți reamintește de trecutul tău, de căderea ta, de înfrângerea ta, ci spune Biblia, pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte. Cel rău te duce cu mintea să-ți aduci aminte de ele. Dar Dumnezeu spune, nu voi mai aduce aminte de trecutul și de păcatul tău. Ci Dumnezeu este Cel care vrea să pui accent pe acest lucru, prin care să fii eliberat de regrete. Și biserica să spunem amin. Doamne, punem numele Tău peste întreaga biserică și de astăzi, Doamne, să trăim doar pentru Tine, fără să aibă acces cel rău să te ducă în trecut. Rămâi în prezent, pentru că prezentul este binecuvântarea Ta. Dumnezeu să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. Spune Biblia că actul cinei pentru evrei era o îndreptare spre viitor, vorbea despre mielul de jertfă. Paștele evreiesc are legătură în viitor. Cina Domnului pentru noi are legătură în trecut, dar nu în trecut de păcat și pentru păcatul nostru. Singurul remediu de a privi în trecut este pentru moartea Mântuitorului nostru. Atât. Nu să privești în trecut la păcatul tău, eșecul tău, înfrângerea ta, ci doar la cât de mare a fost prețul. Și spune Biblia că actul cinei nu mai reprezintă doar un miel. Un miel era pentru evrei. Pentru tine înseamnă o pâine. O pâine. Actul cinei este o pâine. De aceea mă rog Dumnezeu din cer să lucreze cu unitate și toată biserica să spunem amin. Și ultimul lucru care le vom trăi la actul cinei și este nevoie, este nevoie de a avea eliberare de frică, eliberare de indecizie, să nu mai fi nehotărât. Și întotdeauna să fii pentru Domnul dedicat, eliberare de regret, nu să trăiești în trecut, ci în prezent, pentru viitor. Și în ultimul gând, Dumnezeu vrea să facă o eliberare de frică. Vă spun și în experiența care cunoaștem, n-a existat niciodată în istoria lumii cum este astăzi influența și păcatul de frică. N-a fost niciodată în istorie, în lume, această stare de frică.
N-a fost niciodată o stare de panică, de agonie. Și spune Biblia că Domnul n-a avut frică nici de soldații romani, nici de mari preoți. A învins pe ultimul vrășmaș, moartea. L-a învins pe Satan. Oamenii fricoși nu pot experimenta biruințe. Nu o să învingi pe nimeni. Un fricos nu va învinge pe nimeni. Oamenii care sunt perfecți sunt oamenii care nu fac niciodată nimic. Pentru că ei nu greșesc niciodată. Și de frică să nu ai eșec, nu faci nimic. Și oamenii perfecți devin oamenii care nu fac chiar nimic. Nici în biserică, nici în societate devin oamenii perfecți. De frică să n-aibă eșec. Nu uita un lucru, Dumnezeu te cheamă să te implici. Dumnezeu te cheamă să stai în spărtură. Dumnezeu te cheamă să lupți. Dumnezeu nu are nevoie de oameni fricoși. Pe vremea lui Gedeon au plecat 22.000 de oameni acasă. Dumnezeu din cer ne cheamă să fim oameni puternici. Nu lăsa pe cel rău să te pună într-o panică, într-o frică și să nu te mai lupți, ci dimpotrivă să fii un luptător, un om al lui Dumnezeu, un om pentru lucrare. Atunci când vezi că este păcatul, păcatul e dușmanul nostru. Dacă păcătuit un frate, nu e doar păcatul lui, e păcatul al tuturora. Spune Biblia, când a păcătuit Acan, ce a rostit Dumnezeu în acea vreme? Iosua, capitolul 7. Poporul a păcătuit. Doamne, este incorrect fraza pe care tu o rostești. Acan a păcătuit. Unul. Și Dumnezeu spune, din 600.000 de suflete, nimeni nu știa de Acan. Dar Dumnezeu știa de Acan și de păcatul lui. Și Dumnezeu nu spune, Acan a păcătuit. În popor este păcat. Mă rog înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea un duc de îndrăzneală. Amin? Și să ne implicăm, să stăm în spărtură pentru Dumnezeu. Și așa cum spune Biblia, că dacă trebuie să corectăm, să corectăm. Dacă trebuie să mustrăm, să mustrăm. Spune Biblia, prin relaționarea noastră cu cei din jurul nostru, vom avea o atitudine să trăim în armonie. Actul cinei mă eliberează și te eliberează de a nu mai fi un om nehotărât, nestatornic, indecis. Nu trăi în trecut cu regrete, cu înfrângeri și nu trăi în frică, să rămâi un om al lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu din cer va fi tată și pentru tine. Amin? Pentru că Dumnezeu, când a privit spre Hristos, Hristos a fost cel pe care Biblia spune că sângele Mântuitorului are mai multe calități. Nu numai să plătească prețul robiei, nu numai să ne elibereze de sclavia păcatului, nu numai să facă pace cu Dumnezeu, ci sângele Mântuitorului te aduce în prezența lui Dumnezeu. De aceea vă chem să stăm ridicați în picioare și aș vrea în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, vreau să pășesc în prezența Ta. Știu că Tu nu-ți mai aduci aminte de păcatul meu din trecut. Deși eu l-am retrăit și mi-am amintit de el, cu toate că Tu, Doamne, l-ai iertat. Nu uita, sângele Mântuitorului te aduce în prezența Lui Divină. Și Dumnezeu în această dimineață, El vrea să ai o stare de a fi un om eliberat. Fii un om devotat pentru Dumnezeu. Fii o persoană în care să n-ai regrete, să trăiești din trecut. Trăiește prezentul într-un mod luminos. În care să pășești în prezența lui Dumnezeu. Cel mai mare pericol din lume. Știi când ești în pericol? Și când ar trebui să apară frica peste tine? Când tu trăiești în afara voii lui Dumnezeu. Este cel mai loc în nesiguranță să trăiești în afara voii lui Dumnezeu. Spre Biblia, în Psalmul 91, cel ce stă se așează la umbra celui atotputernic, zice despre Dumnezeu. De aceea vă chem în această rugăciune, Doamne, vreau să pășesc în prezența Ta. Eliberează biserica Ta
de starea de nehotărâre. Pentru că nehotărârea a pus necredința și necredința ne face vrășmași cu Dumnezeu. Faptul că te îndoiești, cel mai mare păcat al Bibliei, pentru un om al lui Dumnezeu, îndoiala. Dacă Dumnezeu s-ar îndoi, dar Dumnezeu era sigur în planul Său de mântuire. De aceea să rugăm pe Dumnezeu, Duhule Sfânt, eliberează-ne de orice stare de nehotărâre. Duhule Sfânt, pune o statornicie în biserica Ta. Duhule Sfânt, pune o voință supremă. Dedicați pentru Tine, Doamne. Să nu mai lăsăm pe cel rău să pună îndoială, să ne facă instabil. Duhule Sfânt, pune autoritate în biserica Ta. Duhule Sfânt, dă-ne putere să nu mai trăim în trecut. Destul eșecul ne-a ruinat și ne-a adus înfrângeri și lacrimi de amărăciune. Dă-ne putere să trăim în prezent pentru gloria Ta. Și Duhule Sfânt, eliberează-ne de frică să pășim în prezența Ta. Ajută-ne, Doamne, și să stăm la umbra celui atotputernic. Doar în afara voii lui Dumnezeu ești în pericol. Doar în voia lui Dumnezeu ești în siguranță. Vă chem la rugăciune. Ajută-ne, Doamne. Și binecuvintează biserica.